Deci, iată, suntem din nou în emisie și vom face câteva dezvăluiri cutremurătoare. Deci, ce s-a întâmplat atunci? Deci, reiau cum se făceau, deci comuniștii făceau vânătoare de oameni. Dar cine erau acești comuniști acolo, în România? Se întreba toată lumea. Trebuie să spunem că încă se mai transmitea așa vag pe telefon, că, deci, cu românii care aveau rude în străinătate, se ajungea destul de greu sub teroarea aia, să spunem, cambodgiană, în străinătate cu informații. Și tata se bagă pe fir, îmi spune, lasă-vă, nu o să zic niște comuniști cretini, criminali, deci cam cine erau? Era familia Precupianu, deci Teodor Precupianu și Coanca Precupianu, mai a fost și profesorul Viorel Barbu, a mai fost și profesorul ăsta Voinea, care era la chimie, care învăța lumea unde să se bage. Diferite instituții din astea înalti, cum era rețele lești, cu intrigi, cu comuniști, cu anticomuniști și cu fata lui Sofronie de deasupra lui. Și tata totuși nu credea că în comunism se poate întâmpla asta. Nu, ce o fi, o fi niște spioni nord-americani. Practic, care își bat joc aici. Și ajungem totuși acolo. Acolo am spus, deci am luat jeepul de aici, din fața blocului. Jeepul chiar îl dăduse tata. Mama a spus, băi, nu te băga, ăștia sunt periculoși, băi, cine sunt oamenii ăștia? Ăștia sunt periculoși. Dar lasă-vă, că eu în război am fost în situații de 10.000 de ori mai periculoase. Și luăm elicopterul și ajungem acolo, deci la Zugreni, exact în curbă, deci cum se mergea spre cabana Zugreni, nici nu era făcută, pe acolo era un fel de protocabană prin 69. Și am spus că omul ăla nu prea ateriza bine. Cumva era pilotul Nicușor Pavel, am fi vrut să aterizăm exact pe șosea, să ne dăm jos și să ne luăm bagajele, să mergem acolo, cumva în zona asta unde mai erau niște, să spunem, adăposturi. Pe lângă cabana aia, care era în construcții, practic, ba închisă, ba liberă, și acolo izbucnește un scandal monstru între Anca Precupianu și pilotul ăla.